România 2007. Într-o lume modernă, un grup de oameni a ales să trăiască după regulile unor vremuri de mult apuse. Străvechea artă a samurailor trăiește încă datorită câtorva iubitori ai artelor marțiale tradiționale. Takeda Ryu este una dintre cele mai vechi școli de arte marțiale japoneze. O disciplină completă care cuprinde lupta cu mâinile goale, lupta cu sabia, cu bastonul, dar și elemente de strategie și medicină tradițională. Deși este o disciplină tipic japoneză, principiile Takeda Ryu au originile în vechea China. Toată lumea a auzit de Aikido, dar nu de Aikijutsu. De ce? Într-adevăr, Aikido este mult mai popular, probabil și grație filmelor cu Steven Seagal. Un actor deosebit care a promovat această artă marțială. O artă marțială, să zicem, destul de spectaculoasă, cu proiecții, tehnici spectaculoase și în același timp cu o filozofie foarte atractivă. Aikido traducându-se prin calea armoniei, a fi în armonie cu adversarul, a prelua forța adversarului și a nu face rău. O chestie care se vede chiar din tehnică. Deși acest lucru este sau ar trebui să fie comun și altor discipline tradiționale. Care este diferența dintre Aikido și Aikijutsu? Da, este o întrebare foarte bună. Aikijutsu este de fapt sursa Aikidoului modern. Puțină lume știe că de fapt Aikido provine dintr-o veche școală a samurailor Takeda. Ei sunt cei care au creat o filozofie proprie de luptă, bazată pe acest principiu secret pe vremea aceea numit Aiki. Aiki, în traducere, este de fapt ideograma Ai, care se traduce prin armonie, și Ki prin aceea de energie internă. Este vorba de a fi în armonie cu energia internă a adversarului și de asemenea de a o dezvolta și de a o canaliza pe cea proprie. Concept pe care samuraii familiei Takeda îl aplicau în lupte, în toate disciplinele marțiale ale școlilor. Asta însemna, în primul rând, tehnică de sabie, pentru că sabia era disciplina fundamentală pe care un samurai, un războinic, o lucra, se antrena. După care a fost transmis acest concept mai departe și la celelalte practici marțiale ale școlii Takeda, și anume la lupta fără arme, de exemplu, la Aikijutsu, de asemenea la tehnicile de baston, la Jo, de baston scurt, Shugijutsu și așa mai departe. Deci, practic, Aikijutsu este forma veche și extrem de marțială a școlii, pe care mai târziu O-sensei Ueshiba, un nume foarte cunoscut pentru practicanții de arte marțiale, a considerat necesar să îl modifice pentru a putea să-l ofere publicului larg. În ce sens? Era perioada în care Japonia medievală trecea la o nouă epocă de dezvoltare, mult mai pacifistă, războaiele începeau să ia sfârșit, s-a interzis chiar portul armelor de către samurai. Și evident că o mare parte din arte marțiale vechi, dacă nu chiar toate, au căzut nu chiar în disgrație, dar destul de aproape de acest lucru. Și atunci au apărut niște personalități deosebite în lumea artelor marțiale, cum ar fi, de exemplu, Jigoro Kano, care a transformat vechiul jiu-jitsu într-o metodă nouă, oarecum sportivă, judo. Și cam același lucru s-a întâmplat cu O-sensei Ueshiba, care a scos o mare parte din tehnicile, așa zis, periculoase din Aikijutsu, făcându-l mai accesibil publicului larg, sub denumirea de Aikido, și oferind această filozofie extrem de atractivă a non-violenței și a folosirii forței adversarului. Și cum a ajuns Takeda Ryu în România? Da. În anul 1993 a fost primul contact al asociației noastre cu Sensei Maroto. Sensei Maroto fiind primul non-japonez care a avut privilegiul de a fi inițiat în această școală veche, considerată chiar dispărută. Practic, prin Sensei Maroto, școala Takeda Ryu, condusă de Soke Nakamura în Japonia, a reușit să fie cunoscută în afara Japoniei. Și dânsul a fost autorizat ca, începând cu jumătatea anilor 80, 1985-1986, să înceapă să predea această școală în calitate de Shihan, deci de expert al școlii, în afara Japoniei. Practic, noi suntem o țară care a început practica acestei discipline destul de curând după francezi,
Astfel că deja în 1994 Sensei Maroto începea să vină regulat în România pentru asemenea stagii de pregătire. Și în România, în ce alte orașe se mai practică Takedariu? În afară de București se practică sigur la Pitești, de asemenea mai sunt dojouri la Constanța, la Roșiorii de Vede, la Câmpulul Moldovenesc, Brașov și de asemenea sunt și mici nuclee de practicanți în alte orașe care încep încet să fie atrași de o școală tradițională în care pe lângă filozofia Aiki apare destul de clar și elementul marțial de control al adversarului și nu doar, eu știu, o filozofie frumoasă care să rămână undeva fără niște repere clare. Ca orice artă marțială tradițională, Takedariu necesită o dăruire totală a practicantului. Cei care vin din curiozitate, amatorii de senzațional sau cei care o practică doar ca hobby, renunță destul de repede. Perfecțiunea necesită o muncă imensă. De aceea ușa este deschisă pentru oricine, dar de rămas rămân foarte puțini.